Bacteria Microplasma pneumoniae, cunoscută pentru răspândirea sa rapidă și simptomele sale variate, a ajuns și în România, atrăgând atenția comunității medicale asupra necesității monitorizării simptomelor și aplicării măsurilor preventive. Bacteria care a preocupat comunitatea medicală europeană a pătruns și în țara noastră, crescând îngrijorările în legătură cu creșterea numărului de îmbolnăviri. Se vorbește chiar de posibilitatea unei noi epidemii. Inițial identificată în China, bacteria Microplasma pneumoniae a fost semnalată în diverse țări europene, inclusiv în Franța, Suedia, Elveția, Olanda, Italia și Danemarca. În România, Institutul Matei Balci din București și Spitalul Victor Babeș au confirmat cele mai multe cazuri. Potrivit specialiștilor în domeniu, copiii cu vârstele cuprinse între 8 și 9 ani par a fi cei mai vulnerabili când vine vorba de această bacterie extrem de periculoasă. Simptomele includ durere în gât, durere de cap, strănutul, febra, precum și posibile inflamații ale ochilor și vărsături. Specialiștii avertizează că simptomele pot fi mai grave la persoanele în vârstă, dat fiind îmbătrânirea populației din Europa. Testul serologic care identifică anumiți anticorpi este utilizat pentru diagnostic, dar se dezvoltă în sânge după cel puțin 14 zile de la infecție. Microplasma pneumoniae se răspândește prin tuse și strănut, mai ales în comunitățile foarte populate, cum ar fi școlile, grădinițele și instituțiile cu număr mare de angajați. Având în vedere acest aspect, medicii avertizează că trebuie să continuăm să respectăm măsurile de prevenție, inclusiv purtarea măștilor. Specialiștii recomandă să fim vigilenți și să acționăm cu prudență în această perioadă. Țările febrile, dificultățile respiratorii sau manifestările digestive severe sunt semnale pentru care se recomandă consultarea medicală de urgență, în special pentru copii. În contextul actual, aceleași reguli aplicate în timpul pandemiei sunt esențiale pentru a preveni răspândirea bacteriei și a proteja sănătatea comunității, relatează click.ro.